E șeful la TikTok. Se câștigă bine din TikTok? Credem că stresul și oamenii care sunt acolo și problema sunt foarte mulți vampiri de energie acolo. Dacă m-ai deranjat, nu știu cum să o să reacționez. Există lume de pe TikTok care te copiază? Obosești. Prima dovadă, din punctul meu de vedere, a inteligenței este să glumești fără să jignești. Eu pot să fac și treaba asta, dar nu mai prinde. Exact vorba mea care o spun mereu, agresez urechi și hipnotizez timpane și pot să fac omul să destindă, să râdă. TikTok-ul s-a stins, nu mai e ce a fost. Bă, atât vă spun. Atât vă spun că ediția de astăzi o să intre în istorie, o să intre în analele lucrurilor. Deja am început. Și sunt foarte, foarte fericită pentru că alături de noi se află un tip mișto, un tip amuzant, un tip inteligent pe care l-am descoperit pe TikTok, care acum aș putea eu să spun așa că e șeful la TikTok. Îl avem pe Ferraru, bine te-am găsit! Bine v-am găsit, Săruna, mulțumesc foarte pentru invitație, te salut, The Judge. Ce faci, dragă? Tu bine, eu nu știu ce fac, momentan. Tu ești aici. Ți-e frică un pic? Nu neapărat. Eu sunt foarte, foarte... Nu știu cum să-ți explic. Sunt foarte transparent. Răspund la orice. Ei, uite, să vedem. Deci eu nu mai am nicio treabă. Vreau să-ți spunem că te afli într-un detector de minciuni în care întrebările sunt unele mai cu minți, altele mai fierbinți, unele mai cu așa, unele mai picante, unele mai porcoase. Toate făcute de Octav, ca să știi pe cine bați după. Băi, nu, că eu nu duc la bătaie să mor eu, deci pe bune, acum chiar nu trebuia. La fete mai ziceam, hai că mai băga pe țeavă. Din moment ce am venit, vă dați seama că n-am nimic de ascuns și sunt foarte, după cum spuneam, transparent. Am astea aici, o să răspund. Vedem dacă ne minți sau nu. Așa că hai să începem ușor. Mie să nu ia foc ăsta, dacă mă vede, mă văd ăștia, mai scriu o dată Pinocchio. Deci te-ai pregătit să ne minți. Îți dai seama. Bun. Atunci avem prima întrebare. Ia să vedem. Se câștigă bine din TikTok? Înainte, da, se câștiga foarte bine. Acum au venit pe platformă tot felul de oameni care cred că pot, dar și mai ales chestia asta cu dau back, care tot circulă pe internet. Oarecum toți dintre noi credem că putem să facem chestia asta, să acaparăm mulțimea, să agresăm urechile, să hipnotizăm timpanele, după cum spuneam, dar ca să fii în ascendență trebuie să fii întotdeauna, trebuie să fii cu ceva nou. Deja oamenii se plictisesc de tine ca și om, ca și expresie, ca și orice, trebuie să vii cu ceva nou întotdeauna. Și dacă nu ești, pentru mine imaginația este un dar, nu o boală. Eu am foarte multă imaginație și cam atâta tot, nimic altceva. Deci se câștigă bine sau nu se câștigă bine? Nu știu ce înțelegi tu prin bine. Înainte, da, să câștiga foarte bine. Știi cum procedează TikTok-ul? Se ia 75%, adică din moment ce donezi, să spunem, o sumă de 100 de euro, da? Din 100 de euro îți ia 75%, plus taxele, plus ce dăm, așa, rămâi cu undeva la 20 de euro. Deci, da, să câștigă bine pentru un salariu în România, să câștigă foarte bine. Să câștigă foarte bine. Ai putea să-mi spui așa o sumă orientativă? Cât câștigi din TikTok într-o lună bună, să zicem? Luni bune, acum nu mai sunt luni bune, pentru că deja oamenii s-au familiarizat cu noi și ne știu. Adică, na, fiecare la început, boom-ul ăla, toată lumea l-are. Cea mai bună lună? Da. Undeva la 20 și ceva de mii. De dolari? Da. Atenție. Nu mă dă ruble, ce naiba. Da, dar a fost... Eu vreau atât să vă spun. Eu, din acest moment al discuției, că am avut eu o discuție despre TikTok, dar mi s-a spus altceva. Mi s-a spus 4.000, persoana a câștigat 4.000. Eu, din acest moment, las la o parte muzica, las la o parte business-urile și vreau să fiu star pe TikTok. Vreau să-mi dai meditații cum voi deveni regina TikTok-ului. Regina TikTok. Băi, dar... El chiar a spus nu, că a înainte. Fost un boom, prima apariție, înțeles? Prima apariție, un boom. După aia nu mai, s-a potolit, faci undeva la 4.000-5.000 de dolari pe lună, e adevărat. Ce puțin.
neapărat puțin, dar crede-mă că stresul și oamenii care sunt acolo și problema sunt foarte mulți vampiri de energie acolo, da, pe care tu nu-i simți ca și persoana, deci când nu stai în locul acela, deci, zic oamenii în general, relatează chestia, a, cercetătorilor sau etc. Dar dacă te pun să stai acolo în poziția mea, să fii în locul meu și să vezi că te injuri, să aduc la adresa familiei, la adresa copilului meu, la adresa foarte mult. Și chiar dacă de multe ori citesc și știu că eu acolo am doar un rol, dar nu pot să spun că nu mă afectează. Normal că da. Și eu mănânc la masă și mă duc la WC-ul ca orice om. Da. Am și eu suflet, am și eu problema că nu arăt și că fiecare mascăm mai bine chestia asta, așa e. Și nu cred că merită înjurăturile și astea pentru 3-4 mii pe lună. Da. Agăți sau ai agățat multe fete pe TikTok? Nici nu știu cum să-ți răspund aici, pentru că la modul, da, verbal, da, așa să vorbesc cu ele, îmi place, am o lume a mea imaginară, chiar dacă nu mă întâlnesc cu foarte multe femei, îmi place să socializez cu ele. Dar din poziția mea acum de familist convins, tată, acoperire, nu mai, și plus asta, vârsta care o am, nu mai pot să mă dau la o puștoaică doar că sunt... Deci da, ai agățat, da, răspuns, da, corect. Da. Spune-ne câți ani ai. Nu, și de ce? Că am vaga senzație că ești mai mic decât colegul nostru. Care m-auziți? Are practic o... Eu sunt de pe vremea lui Burebista. Vârstă. Da, l-am prins... Ești lupoaică, ai fost crescut de lupoaică. De lupoaică, deci direct... Romulus, Remulus. Știe acolo statuia aia, de-aia au mutat-o, că le-am zis eu, bă, nu era acolo, era aici. Da, la întrebarea asta nu pot să vă aud, nu știu, se întâmplă ceva, mă blochează ceva. Da, să dă mai mare subtitrare, da, știi ce zic. Ai avut vreodată ceva de împărțit cu Rafaelo? Știu că v-ați înjurat pe TikTok. Nu, nu am avut nimic de împărțit cu Rafaelo. Pe Rafaelo e un băiat foarte ok. Dacă mă poți da, să dau și explicații. Te rog, chiar un băiat foarte ok, numai că glumele mele cu conotație la adresa lor sunt de conotație sexuală vis-a-vis de cum ar fi tramvaie, gay și etc. Că eu așa îi numesc pe ei. Dar sunt, nu știu, am, într-o zi am început un meci cu el și i-am zis, băi, pe ce jucăm? Ca și provocare, că știi că acolo se... Și am zis, băi, jucăm, tu te demachiez și eu, cum să mă demachiez, că ele nu era. Mie îmi place să, da, sunt foarte, sunt pe românește, dar crede-mă, e un băiat ok, Rafaelo, și el și Robert, și sunt băieți ok, deci doar ai... că acolo eu așa îi numesc. Crezi că oamenii se folosesc de popularitatea ta pe TikTok pentru propriile beneficii? Sunt câțiva oameni care s-au folosit, am picat într-o capcană, nu vreau să vorbesc mai multe, dar... Am avut și beneficii după urmă. Am avut și beneficii, dar oarecum fiind la început și nu știu cu traceziile astea de business, nu știu cu... Da, sunt nou, nu vreau să mă dau mai mare decât sunt. Îmi merge capul așa, dar nu în ideea asta, în chestia asta de marketing, de vrăjeală de asta. Eu am fost natural, transparent și sunt foarte prost, țin la prietenie, cam asta e treaba. Și am considerat într-o prietenie, s-a devenit un șarpe. Dar știu că ai avut un videoclip alături de omul cu Tourette, l-am și avut invitat, de asta m-am și referit la el, care are, știu că, peste 1 milion de vizualizări. Ai avut beneficii pe urma acelui video? Nu, niciun beneficiu. Nu am avut beneficii la vizualizări. Deci, adevărul? Știu. N-a avut, nu. Dar vreau să știu dacă ai putea, spre exemplu pe mine și pe Octav, să ne faci asistenții tăi în emisiunea ta de pe TikTok. Uite, să facem emisiune pe TikTok și noi de prate să fim asistenții tăi. Să ne faci celebri și pe noi. Reni, Lumoș, Crăciun, ce să fim, mă, frate? Adică, cu alte cuvinte, spui că dânsul e cam în vârstă. Nu, că e top, ce să mai... Noi să fim, mai omule, noi să fim gen... Cum eu vreau să fiu regina TikTok-ului, eu am nevoie de cineva care să mă ajute acolo să devin celebră. Eu să fac de alea, v-am făcut cafeaua... Da, și tu să fii cumva ajutorul nostru. Am înțeles. Ne ajuți, Ferraru, și pe noi. Da, eu... Da, vă ajut cu cea mai mare plăcere, dar că... A mințit? Nu cred. Da, nimic. A mințit, nu ne ajut. Nu sunt stare să mai mă ajut nici pe mine, dar apoi să mai, da, mai ajut pe puțin, alții. Da, că vreau să întreb, dar există lume de pe TikTok care te copiază? Sau nu vreau să par răutăcios, dar eu pe... Pe etapa asta, pe nu știu cum să o numesc, asta, eu nu am nici multă școală, să mă înțelegi, eu m-am autoeducat. Dar nici noi, nu dacă pare că suntem deștepți. Pare cumva că noi am fost pe la școală, că eu... Tu ai față de maxim clasa a patra. Exact asta. Da.
Eu oarecum mă pot numi, nu știu, și mi-asum chestia asta, Xeroxul României. Eu am dumele astea și glumele astea din 2004-2003, adică sunt pentru mine ceva natural. Parcă oamenii sunt wow, nu am apărut niciodată de multă, mi s-a propus odată de Bendeac, eram la baie la plăci, mi-a băi frate, vino, fă, dreș. Nu am vrut să intru în lumea asta. Dar acum, ți-am spus, în calitate de tată și familist convins pentru a-mi crește copilul, consider că e cel mai bun. Nu fac rău nimănui, nu dau un cap, nu fur, stau liniștit acolo și îmi fac meseria cum știu și eu mai bine și mă bucur că, exact vorba mea care o spun mereu, agresez urechi și hipnotizez timpane și pot să fac omul să destindă, să râdă, să-l pun într-o poziție, cum știu și eu mai bine, da, atâta faza, pot și eu. Faza e că el cumva folosește viața asta și școala asta de cartier pe care a avut-o, dar glumele pe care le face sunt inteligente. Adică asta deși, e prima dovadă de a glumi cu un om. Că sunt triviale și pare că folosește niște tramvaie, nu știu ce, el le dă injecția cu direcție. Adică e, cum să spun, nu e așa la întâmplare, știi? Mai contează și știi. Și vezi că simțul umorului, într-adevăr, este un semn al inteligenței. Nu neapărat. Da. Prima dovadă, din punctul meu de vedere, a inteligenței este să glumești fără să jignești. Eu pot să fac și treaba asta. Dar nu mai prinde la publicul care l-am. Mai ții legătura cu Oana Zăvoranu? Că știu că ați făcut un live împreună. N-am avut niciodată o legătură directă cu Oana. O cunosc, o apreciez, o stimez. Îmi place de ea foarte mult. Sunt fascinat de ea așa ca om, ca, nu știu, îmi place de ea. E genul ăla, tiparul ăla, știi ce zic? Adică, nu știu, milfă mă, frate. Da, arată deci, super. Da, la anii ei, da. E mai mare ca mine cu 2 săptămâni. Nu glumesc, am vrut să relatez totodată în vârstă. Nici nu mai contează că eu sunt super lui. Și o persoană, nu știu, mie îmi place de ea, de Oana, nu știu, mi-a plăcut din totdeauna, jur, mi-a plăcut din totdeauna de ea ca om așa, ca nu știu, e ce trebuie. Na, fiecare, îmi place de ea, așa. Și cum ați ajuns să faceți eu live împreună? Soțul dânsei mă cunoștea așa și acolo suntem câțiva care, na, facem ca un job de zi cu zi, cum pe tine te cunosc aici, Oana, nu știu cum te cheamă, că te-aș înjura, așa, așa și până acolo, vii acolo, bați la ușă, ți se deschide, intră da, Ferraru, da. Intră Ionescu, intră Alin, intră Cristina Elerura, intră cine vrea, da? Bun. M-a cunoscut acolo, e s-a părut la un Caterinca și presupun că el i-a propus chestia, dar Oana stă prea bine financiar ca să poată să intre în lumea asta foarte mică. Da. Na, e o lume care e TikTok-ul s-a stins, nu mai e ce-a fost. S-a stins. Eu văd la buget. Din atâția bani pe săptămână am ajuns să... Na, și eu care sunt... Ești mereu un top, adică de multe ori te-am văzut pe numărul 1, întotdeauna. Nu neapărat numărul 1, am luat locul 1, nu pot să mint așa, dar... Am luat numărul 1 când eram cu Victor Micula, așa. Acum Victor Micula s-a retras din proiectul ăsta și sunt cu noul meu partener, cu George Dăbos, care s-ar flășe aici. George Dăbos te sponsorizează? Nu neapărat mă sponsorizează, mă apreciază. George, uite-te puțin și la noi, că și noi avem potențial. Adică nu suntem fraieri. De mult. Da. Adică n-avem noi Sunt probe, fii atent că... Da, totuși, bagă-ne și pe noi acolo. Vine natural, echipă. Tocmai, că noi nici n-avem multă școală. Eu nu trebuie să ne chinuim. Am lansat piesa anului când am auzit grea. Da, da, e foarte frumoasă piesa aia. Chiar vreau să te felicit pentru ea. Serios, n-am ascultat-o niciodată, dar... Da, o știi sigur, stai liniștit. Da, o fredunam așa, jur, da. N-ai ascultat-o, dar ai ascultat-o fără să vrei. Da, dar fără să vreau, jur, că așa am ascultat. Dar cu toate acestea, ignorând situația cu piesa, ia-ne frate și pe noi sub aripa ta. Fă-ne și nouă acolo Stai să-și chenzină. Facă buzele. Uite mă, vei într-o emisiune și te sară ăștia dând impresar. Băi! Ai donat vreodată din banii pe care i-ai câștigat? Dacă vreți pot să și vă arăt, am donații de peste 50.000. Serios? Da, dacă vreți vă pot și arăta. Dar te credem. Nu vreau să vă arăt, dacă vreți să vă arăt, vă arăt. Da, are. Ce frumos. Da, am donat. Pentru că am considerat că din cer dacă pic așa și așa, trebuie să desfac și eu degetele, nu să cadă pe jos. Dacă vezi, vă pot arăta. Și încotro ai direcționat? De multe ori, înainte activam pe TikTok, dar când am văzut că la noi în ajutor e tot așa, știi, e chestia aia de a te da mare în fața omului și că și oamenii tot pentru asta ajută. Dați-a 75%. După aia am încercat cu conturi. Am foarte multe conturi, foarte multe ajutoare minore. 300 de euro, 500 de euro, 1000 de euro. Ăla ajutor minor? Păi Octav muncește o lună. Pentru banii ești super, băi, deci eu acum vreau eu să plec din emisiune.
Acum eu vreau să plec din emisiune. Ai plecat tu de emisiunea trecută, acum deci eu. Deci el donează minor 300 de euro? Nu te gândi așa. Eu mă refer când câștigam forță. Deci când câștigam forță. Nu te-am cunoscut și noi atunci. Am donat și iar donațiile care le fac, eu le fac în bine, le fac în liniște, că așa am învățat și nici n-aștept nimic înapoi. Pentru că, mulțumesc lui Dumnezeu, de câte ori am avut un impas în viață, mi s-a răspuns înapoi. Deci mi s-a plătit moneda. Am avut un impas acum, da? Și am trecut peste el și am rămas cam de la zero, adică de la zero am rămas cu bugetul și mulțumesc lui Dumnezeu am primit un ajutor din am primit ajutor. Deci clar răspunsul la univers, what comes around goes around, despre ce vorbim. E 100% asta. Dar eu n-am făcut chestia asta cu what comes around goes around, adică ce dai bine. Am făcut pentru că nu știu, așa consider eu, bă, dacă e copilul meu mănâncă așa. Mă, n-are un copil, nu trebuie să mănânce și el. Cu dacă toții. Ar gândi toți așa. Bă, nu neapărat, că nu vreau să fiu într-o poziție bună aici. Așa, da, nu, după nu, cum nu, știi nu, că am mai fost invitat la voi, la finalul, când am proiectul ăsta terminat acum, proiect, am ceva de făcut așa să termin, să pun mâna pe o sumă de bani, să mă liniștez la locul meu, să fiu legal cu tot. Misiunea mea este către Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc. Și asta. Eu nu cred ceva. Ba da. Liniștea, în primul rând, când te întorci la Dumnezeu și ești acolo El, ți-o oferă gratuit. Liniștea, El ți-o oferă gratuit. Și plus de asta, nu mai duci războiul tău cu tine. Nu mai ai minciunile. Nu mai ai stresul. Da. Nu mai ai fațada. Ești tu. Emisiunea asta a luat o întorsătură la care nu mă așteptam în veci amin. Și mi se pare extrem de surprinzător ceea ce îmi spui. Eu am două concluzii. Deci, una, că mie mi se mai spune și cazul social. Deci dacă mai vrei să faci donații sau de-astea, poți să... Da, tine nu te gândiți, am spus ce am făcut așa și am făcut ajutoare, nu, înțeleg, datorită lui Victor Micula, care e încă o dată îi mulțumesc pe aceasta, a ajutat copil să se opereze la ochi, așa, a ajutat, da. Dar pe mine, numai, să nu înțeleagă domnul Victor, chiar nu mai am colaborat cu el, m-am dus și am muncit, a zis, băi, te duci și muncești în șaurmerie aia, tai șaurma la copii toată ziua, faci așa și eu îți dau bani să-l ajut pe Cutărescu. Da, m-am dus, am muncit, eu am muncit în viața mea, am muncit când eram mai mic. Da. M-am descurcat altfel, l-am făcut pe internet, am făcut, dar m-am dus la muncă. M-am dus, am făcut aia, l-a operat pe ăla, am mai făcut o treabă, iar a făcut cu ăla. Deci omul și deștept. Dar de ce nu sunt chestiile astea mediatizate? De ce dacă dau pentru că el nu vrea. Bă, e foarte mult, deci ascultă-mă, sunt eu o faptă bună, 500 proaste. Eu consider că sunt foarte nociv pentru tineretul din ziua de astăzi. Deci eu asta consider. Și consider că tot TikTok-ul este foarte nociv, chiar dacă, cu toți avem orizonturi bogate și visăm, toți întrebi într-o căpere dacă 50 de ei sunt proști, niciunul să zică poate ce, da, sunt prost, dar în sinea ta tu nu crezi că ești prost. Nu crezi, nu. Niciodată. Tu crezi că ai, dar tineretul ăsta, tehnologia a avansat foarte tare, ei sunt foarte în urmă cu tehnologia, nu mai există meserii, nu mai există, într-o țară atât de în care e rușine să fii sărac. Da. E rușine să... Sărăcia e la modă. Sărăcia când pe vremea mea era la modă. Acum e rușine să fie. Eu cred că în țara asta au mai rămas decât ceva staff de la Mega Image. Mulțumim staffului Mega Image pentru că ne serviți și asta. Sunt singurii care nu sunt mafioți, interlopi sau etc. în țara asta. Restul, noi toți suntem, avem ceva, facem ceva și ne e rușine să fim noi. Să fim, băi, nu am bani. Băi, nu e rușine să n-ai bani. Deci vezi, Octav, să nu mai fie rușine. E o rușine... Eu am încă o chestie, m-am gândit acum... Păi urlă-i în picioare la tine, păi câteva mii. Eu când șefule, îi spun că are mai... Ți-ai luat și cu 4 ani mai mici deci ca tine. Deci pantofii sunt mai scumpi decât pantofi. Mașina mea. Da, despre ce vorbim. Dacă... Nu e, măi, nu mă îndrăgeți publicul de noare. Băi, oameni buni, sunt 3-400 de euro. Păi mașina mea e 100, ai nebunit. E un cazan. Da, să fii sănătoasă, să mergi. Dar să știu că eu muncesc foarte mult pentru tot ce am. Te cred că și adică, eu mai mint. Nu, dar, serios, chiar muncesc foarte mult pentru tot ce am. De la 4 ani chiar muncesc foarte mult pentru tot ce am. Chiar vorbeam cu cineva care îmi zicea, băi, dar atâția bani pe nu știu ce. Și, într-adevăr... Ești de familie sau ai câștigat? Mă crește, mami singură de la 3 săptămâni și eu îmi câștig... Mami, câți ani ai? Mama mea are 54 de ani. Mulți înainte să străiască. Mami, tu câți ani ai? Eu am 28. Mulți înainte. Da. Mamă, să-i zici mami la 28 de ani, respect. Da, și să știi că mi-a fost foarte greu și pentru fiecare chestie pe care eu o am, am muncit foarte mult. Băi, lasă, nu te mai lăuda tu că spun eu, că eu pot să confirm treaba văd asta. Văd că am început în interogat să interoghez. Deci la 6, ea la 6
Casă în Sergiala și astăzi dimineața era pe sport, după care alergă toată ziua. Băi, muncește chiar, că de-aia lumea când se uită la ea zice, mamă, bling, bling, urale, nu, nene. Deci ea n-are timp să-ți trimit un mesaj de multe ori la în câte locuri se împarte ca să mai facă. Ea cu soțul ei. Adică cine are și când vedeți așa, nu toată lumea e pe influențăreală și pe nu știu mai ce și pe prosteală. Da, e pur și simplu brodere, multă lume nu înțelege lucrul ăsta și crede-mă, și nu vreau să fiu rău sau ceva. Băi frate, în lumea asta, când sunt foarte mulți ochi pe tine, e foarte greu, e foarte... Lumea nu înțelege, lumea zice, mamă, sta acolo, râde, ce face ăla? La capele. Bă, te rog eu odată să fii acolo, să vezi cum e. Să spui mintea la contribuție. Mai fac o singură paranteză și o să închei și o să trecem la întrebări. Cânt la evenimente și se întâmplă să fie evenimente mai ușoare și evenimente mai puțin ușoare, la care trebuie să cânți foarte mult și întâlnești tot felul de oameni care se poartă în diferite feluri cu tine pentru că au impresia că dacă te-au plătit ești sclavul lor în seara respectivă și pot să-ți facă ție ce vor ei. Și de foarte multe ori îmi zic unii, ce-ai făcut mă? Ai cântat? Da. Ce ai luat atâția bani? Ce atât ai făcut? Nu știu prin câte momente treci și prin că te trece lumea la pantaloni scurți, cum ar veni, știi ce zic? Crede că dacă... Uite, am momente în care eu am nevoie de să-mi pună cineva zâmbet. Am momente să mă trezeze și mă trezesc și îmi zic dimineața, mă uit oameni, mii de oameni. Haide, haide, dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Deci îmi dau așa o motivă, bună dimineața, deci, hai să râd ceva. Mamă, eram în metrou și mamă, de jur că uite. Mamă, eram în tramvai și am râs, Doamne, eram la muncă, nu mai putea. Mă motivez, zic, băi frate, chiar fac ceva, adică... Da, uite, apropo de treaba asta cu TikTok-ul, să revenim. Ți s-a întâmplat să înjuri pe cineva, să te ceri cu cineva și persoana aia să te amenințe, gen să te caute, să încerce să-ți facă rău? Nu prea răspund provocărilor așa. Eu provin, știuam că aici vrei să ajungi, provin din lumea asta de foarte mulți ani de zile. Mă cunosc cu majoritatea oamenilor pe care mass media îi numește rău famați. Așa. Unii dintre ei sunt și familie. Nu mă tem de nimeni pentru că eu am modul meu de a interacționa cu orice persoană în parte și nu prezint pericol. Eu niciodată nu mă prezint ca și cum ar fi între ghilimele pe stradă un smart 2. Eu sunt un băiat deștept care știu să ocup în ochii tuturor un loc. Dacă m-ai deranjat, nu știu cum o să reacționez. Ai dus octave dacă le-ai deranjat. Nu, eu vreau doar să știu asta, că ea te întreba foarte bine. Adică, nu neapărat din lume rău. Nu, un dement, un puște, o chestie să zică, bă, vreau să... A, da, nu. M-au amenințat datorită pe TikTok, datorită notorietății. Dar oameni care erau la mii de kilometri, înjurături de morți, de copii, de prostii din astea, mi-e rușine să vi le spun, dar nu de aici. Și s-a întâmplat să mergi pe stradă și să te tragă cineva de mânecă, gen, auzi mă, mai știi când m-ai înjurat tu pe TikTok și nu știu ce și... Nu. Deci nu, zici adevărul. Dar se întâmplă să te recunoască oamenii pe stradă, să zică, bă, îți mulțumim că ai fost super cu noi. Sau... Da, m-au disperat. Mă simt ca o maimuță la un moment dat. E mișto, la început e mișto că tu orice om caută să fie băgat în seamă, să știi, e mișto, era mișto. Mamă, ochii văd cu tare, ești băgat în seamă, nouă, dar la un moment dat obosești. Deci eram la mare, mi s-a întâmplat o treabă și stăteam așa cu familia, cu ce, pe poză, la un moment dat, băi, și nici nu poți, că vine, uite de exemplu, asta vreau să spun, vine Gheorghe de la țară. Nu vreau să-l jignesc, e fanul meu și eu știu să-l iubesc în felul meu pe Gheorghe. Problema asta în felul următor, vine Gheorghe, uite-l bă pe ăla, pe măscăriciul ăla, bă. El te iubește în sinea lui, da. Dar el nu știe să exprime. Bă, uite-l pe ăla, ăsta e ăla, măscăriciul ăla. Bine frate, vine să fac o poză cu tine. Ai înțeles? Și trebuie să te înțelegi, să simți oamenii. Cam asta e. Uite, Gheorghe la te iubește, dar nu știu ce să exprime. Domnule Ferraru, trecem la chestii mai incitante. Vreau să știu care este cel mai non-conformist / nebun loc în care ai făcut sex. Într-un lift să bălângâneau cablul ăla, talang, 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 talang. Și la urmă, că nu-ți mai spun asta, eu... Deci da, ai făcut... Deci, da. Ai fantezii sexuale? Băi, nu. S-a stricat ăsta minte la... de... I-ai dat un cramor acum, deci nu mai... Da, mă, să-l scoatem că... Băi, ne-a trecut tot ceva pe aici. Mă, frate, nu știu dacă am... Aveam chestia aia cu... Am aveam chestia aia cu asistenta, uite, că pot să o spun. Și ți-ai îmbrăcat vreo iubită în asistentă? Să...
Nu, dar singura asistentă pe care am întâlnit-o a fost una grasă, Rodica, și vrea și pagă în municipal și nu mi-am putut să-mi fac filmul cu ea. Mama era așa grasă și vreau, dăm 50 de lei, mamă! Clar, n-aveam cum să am un film acolo. Ce s-a transformat. Ce facem pe 50 de lei? Ce să mai facem? Sunt 3 lasă-mă dracu să mă iei în pace. Da. Vreau să știu, l-am întrebat și pe invitatul nostru de dinainte, și te vom întreba și pe tine, dacă împreună cu iubita, soția, folosiți jucării sexuale. Niciodată. Niciodată nu există așa. Eu chiar îl cred. Deci mi se pare sincer. Nu, așa e, că așa zice și apare aici. Nu. Nu minte? Nu. Nu există așa ceva la noi, nu. Deci sunteți oameni serioși, cum ar veni. Nu, eu am o relație cu soția mea, o cunosc de la un adăpost de câini, că e de la Ham Ham, eu donam foarte mult la câini. Eu, repet încă o dată, eu nu fac donațiile și astea de când cu TikTok-ul, cum sunt toți bunii samariteni. Eticheta mea este Facebook-ul meu, Ferraru, sau Ferraru17KM pe Instagram-ul. Nu știm de la ce ar putea să vină 17KM. De ceva plus 5, minciuna, aici am mințit plus 5. Da. Deci, eticheta mea e Facebook-ul. De 12 ani de zile activez. Adică ajut cum pot oamenii, distribui, arăt, mai donez 70 euro, normal. 20 de euro. Eu nu fac chestia asta cum s-au făcut toți TikTok-uri acum. Vai! Îl ajut pe cutărică, îl ajut pe cutărică. Eu, repet... Așa, ai mers să donezi. Da. Și acolo am cunoscut-o și era cu un păr încălțit, adică n-am socotit-o la modul... nu știu, din punctul meu de vedere a fost femeie pentru mine și cam atât. Nu a venit într-o poziție, n-a venit să miroase mamă de încontră, miroase am mâncare de câini. Știi ce zic? Și practic, așa ne-am... Ce drăguț! Da. După aia maică s-a vindea cartofi în piață. Și așa am cunoscut-o la tarabă și, da frate, nu mi-e rușine să spun de ce, care e problema, mă dau mai mare decât ce sunt. Și am cunoscut-o, am stat cu ea, mă trugeam pe la tarabe, cumpăram cartofi de să striga balaburile, după aveam 7 stași mâncață și după ușă, ești nemul, mai să cumpăr cartofi, să mă ceară să văd. Să poți vedea. Da, și am ieșit cu ea să, și... Aș vrea să știu dacă te-a prins vreodată în offside, adică dacă te-a prins cu o altă femeie. Da, aici nu prea vă mai aud. Nu deci, ne aude, okay. Nu vă aud. Deci da, dar lasă-l mă, nici nu contează acum așa. Mult de tot. Chiar și eu vă mulțumesc frumos că m-ați invitat. Vă mulțumesc frumos că sunt vizibil pentru voi. Și oricând cu cea mai mare plăcere nu o să mai vin la voi. Și am nicio problemă, nici noi cu data viitoare nu te mai invităm. Îți mulțumim că am descoperit omul din spatele personajului Ferraru. E un om mișto. Și avem ce învăța, ne uităm pe TikTok. Bine, sau nu prea avem ce învăța, dar am zis și noi așa că n-a, trebuie să ne purtăm frumos cu invitații. Vă pupăm și vă mulțumim, dragilor, dați-ne un follow și trimiteți-ne și nouă niște donații, că uitați-ne în ce situație. V-am pupat, zi frumoasă sau seară, ce-o fi la voi.